kapı. Buharı makale. Cu asta am încheiat. Vă implicați? Câte două ori. Asta e câte două ori, domnul Sava, ca să ne ponteze. Noi suntem de la ora 8 la primărie. El a venit ca domnul patron la ora 10:30. La 10:30 a venit. Și dacă ne cerem drepturile, ne faci țigani. Așa vorbește. Mă scuzați, dar așa vorbește. Toate am ajuns să iau vicile de mână pe domnul Iorga și intru să-mi spună el punctajul meu. Ieri domnul consilier al domnului primar a dat telefon pentru că ați creat un cadru neadecvat, ați amenințat, ați zis zi de zi. Când m-ai înjurat și m-ai făcut țigancă. Deci niciodată sub semnatul, dacă stau în primărie, sunt oameni aici, am dreptul să stau în primărie. Nu ești matare, nimeni să nu-i pui. Cine te-a pus sunt oameni aici care să spună de câte ori am înjurat eu. Domnul Vieru, cine te-a pus pe mine? Domnul Ionut? Nu, nimeni nu pune. Nu, se aplică legea, nu se pune nimeni. Dar de când ai tu legea? Nu, nici domnul primar, nici domnul nimeni. Când am înjurat pe primarul? Când am înjurat pe primarul? Nu se implică decât amenință, înjură și jignesc. De fiecare dată. Implicarea lor. Vin, stau cu mâinile în buzunar și nu am niciun fel de implicare. Uite țigani cu alea, uite țigani cu alea. Deci, respectați instituțiile statului și legea. Atât. Așa. Aveți timp? Nu trebuie să stați, vă uitați la alții. Nu vă uitați la alții. Deci a fost desfășurat și de spontan, exact la implicare și la prezență. La prezență. Dacă faci două ori, e treaba ta. Păi dacă sunt la 11 vina mea? Și azi, activitățile mele sunt ordonate de fiecare dată. Iar când este, trebuie să vă implicați. Implicați-vă și duceți la activitățile. Nu e să te duci. Trebuie să fiți ordonat și disciplinat. Uitați! În primul și în primul rând, aici se aplică legea. Adică, latura de pontaj este totdeauna clară. Când se prezintă, sunt pontați exact la conform cu orice pe care le afectează. Nimic nu este, deci absolut toți cei care se implică, care își aduc aportul în mod egal, așa, după câte implicare are și la prezență, în primul rând de prezență. Majoritatea, în proporție de 90%, da, sunt oameni care sunt responsabili, sunt conștienți de activitățile pe care trebuie să le desfășoare pe latura edilitară, iar vis-a-vis de pontaj nu se aplică decât în funcție de prezență. De prezență și implicare activă. Cine pontează? Cine pontează efectiv? Eu, dumneavoastră. Eu, da.
De ce au existat aceste acuzații? Acuzațiile sunt nefondate întrucât nemulțumirile sunt create într-un mod fals. Totdeauna se impune de câte ori se impune de către asemenea persoane. În speță pe fiecare ați amintit Parteni, Gabriel și cu Mirabela. Iar să creeze acest cadru nefavorabil pentru a-i se pune mai mult decât trebuie, pentru a fi pontați mai mult decât trebuie, pentru a se eschiva de la activitățile practic pe care sunt coordonate în cadrul planului de măsuri. A existat un conflict între dumneavoastră și familia Parteni ieri? Pentru, dar nu numai la adresa mea, începând de la adresa domnilor viceprimarii, activitățile care să se rămân în cadrul legal și pe orice latură edilitară. Deci astea se impun, iar în urma acestor impuneri, nemulțumirea lor creează un cadru neadecvat, atât în cadrul colectivului, cât și în cadrul social, mai ales la instituții publice. Ajung de fiecare dată, cum s-a întâmplat de altfel și astăzi, au creat un cadru nefavorabil activității, au amenințat, au folosit cuvinte jignitoare, expresii jignitoare, etc., etc. Latura mea, în poziția în care mă aflu coordonând și îndrumând asemenea activități, nu face decât să le aduc la cunoștință obligațiile pe care le au prevăzute de lege.